Gândindu-mă la experiența de dimineață, m-am gândit că proiectele misionare despre care urma să vă vorbesc în seara aceasta sunt cunoscute, pentru că am mai avut ore împreună. Am vrut să vă vorbesc despre student valdens și despre valdens pentru un an. Acum, într-adevăr, văd că sunt și câteva persoane noi care n-au participat la cursurile de misiune pe care le-am avut împreună și aș putea să spun câte ceva despre aceste proiecte, fiind în același timp o încurajare și pentru cei care au mai auzit. Există perspectiva implicării în aceste proiecte. Student valdens de vară reprezintă 2 sau maxim 3 săptămâni din vacanță în care aveți posibilitatea să vă implicați în lucrarea misionar-medicală cu literatură. Se amplasează standuri, corturi cu teste medicale gratuite, asemenea metodei Domnului Iisus care slujea în lucrarea misionar-medicală și avem și cărți de sănătate, educație, familie și cărți spirituale, bineînțeles, pe care le oferim oamenilor. Se creează un cadru foarte frumos, se lucrează alături de colportori și sunt experiențe care schimbă într-adevăr viețile celor care se implică. Aș vrea să leg această mică descriere de o experiență care este o ilustrație și a devoționalului de dimineață. Să vedeți ce se poate întâmpla când cineva îi oferă timp personal, intim lui Dumnezeu ca să-i cucerească inima. Vreau să aduc aminte pentru cei care ați fost de dimineață și să le spun celor care sunt în seara aceasta că în cântarea cântărilor este descrisă relația de dragoste pe care Dumnezeu ar vrea să o aibă cu fiecare creatură. Și am înțeles că adevărata esența religiei este o relație de dragoste între creator și creatură. De dimineață am descoperit cum ne descrie Dumnezeu ca fiind o porumbiță sălbatică care se ascunde în crăpăturile stâncilor și în locuri periculoase, căutând prin natura noastră păcătoasă să fugim de Dumnezeu. Iar Dumnezeu, prin har, prin îndelungă răbdare, prin grăunțe de bunătate și dragoste necondiționată, caută să ne îmblânzească încet, încet, an de an, zi de zi, până când facem un cuib din palma Lui. Cred că cei care ați ascultat astăzi experiența fratelui Hibes, da? Jaime, ați putut vedea în dânsul întruparea acestei ilustrații. O porumbiță sau un porumbel sălbatic, cu o inimă sălbatică, cu o fire sălbatică, cum Dumnezeu, har peste har, dragoste necondiționată, i-a oferit atât de mulți ani și cum inima dânsului în fața acestei iubiri s-a supus și s-a predat. Vă încurajam să gândiți și să vă doriți ca în tabăra aceasta să vă îndrăgostiți de Dumnezeu, să-L iubiți mai mult decât până acum. Și ceea ce urmează este o încurajare, pentru că lucrul acesta poate fi chiar o realitate, nu este doar o încurajare așa gratuită, ci este posibil. Într-un proiect student valdens din Timișoara, le-am prezentat la un devoțional voluntarilor implicați mesajul acesta al relației de dragoste care ar trebui să existe între creator și creatură. Și în final i-am întrebat, ca și pe voi de dimineață, spuneți-mi, sau spuneți-vă vouă înșivă, de fapt, întrebați-vă, când i-am spus ultima dată lui Dumnezeu, te iubesc, Doamne? De așa sincer, să-i spui în relația ta cu El, îi cere multe, îi spune multe, dar când i-am spus că-L iubim? Și bineînțeles, fiecare s-au cercetat, s-au analizat și am avut atunci un obicei, aveam un astfel de panou din polistiren, îmbrăcat cu o pânză și aveam în fiecare dimineață motivația aceasta să scriem câteva gânduri pe care vrem să îi le spunem lui Dumnezeu în dimineața respectivă și cu bolduri să le agățăm acolo, să fie ca un motto sau ca o dorință noastră exprimată și în scris. Nesemnat, fiecare să fie liber să-și exprime gândurile, simțămintele. Fără să vreau, am văzut unde a lipit sau a prins bilețelul un tânăr de
aproximativ 25 de ani, am observat unde l-a agățat pe panou. După ce ne-am dus la masă, s-au făcut echipele de teren, am avut așa o curiozitate să merg, era singurul bilețel care știam de cine este scris. Restul erau cuvinte frumoase, le citeam, dar acela știam cine l-a scris. Și vreau să vă spun cam ce scria pe acel bilețel. Era un băiat adventist, cu tradiție, băiat de prezbiter, și el scria cam așa. Doamne, îmi dau seama că prin prisma experienței părinților, a inerției, într-un fel te-am cunoscut. Dar îmi dau seama că în 25 de ani, eu nu ți-am spus niciodată, te iubesc, Doamne. Și n-am făcut-o clar, pentru că nu te iubesc. Altfel ți-aș fi spus. Dacă era dragoste în inima mea pentru tine, ți-aș fi scris, ți-aș fi spus. Și la încurajarea, luați-vă un timp, dați lui Dumnezeu șansa aceasta să vă întâlnească personal și să vedeți că inima voastră se deschide. El spune, Doamne, nu pot să-ți spun că te iubesc, dar mi-aș dori să pot face lucrul acesta. Vreau să-ți dau o șansă în proiectul acesta, să-mi cucerești inima. Cam așa erau cuvintele lui. A doua zi de dimineață, un alt devoțional și au fost din nou motivați să-și pună gândurile pe hârtie și să le pună pe panou. Am fost atât de curios prima dată din întâmplare. Acum abia așteptam să văd ce a scris tânărul respectiv. M-am dus și aveam și emoții. Mă așteptam să se fi produs ceva, dar nu știam. Și am citit. Doamne, văd că funcționează. De dimineață m-am trezit de vreme, ți-am dat din timpul meu, am comunicat cu tine, mi-ai vorbit din cuvântul tău, m-am întâlnit cu tine și în dimineața aceasta pot să-ți spun că am început să te iubesc. Doamne, te rog să continui să-mi alimentezi această dragoste. Și am văzut cum un tânăr sau orice ființă umană, dacă îi dă lui Dumnezeu timp și vrea, minunea se întâmplă. Procesul convertirii se produce și îndrăgostirea de Dumnezeu începe și apoi se maturizează într-o dragoste devotată. Vă provoc în tabăra aceasta să vă îndrăgostiți de Dumnezeu. De fiecare dintre voi depinde. Iar dacă vă implicați și în proiectul Student Valdens, aveți mai multe șanse, pentru că acolo este și multă, multă misiune și vedeți cum Dumnezeu vă răspunde la rugăciunile pe care îi le faceți și aveți satisfacții și există și proiectul Valdens pentru un an, pentru aceia care vor mai mult să se dedice lui Dumnezeu. El să vă binecuvinteze și să ne câștige inima cu totul pentru El. Amin.